Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În vremea aceea, Iisus le-a vorbit în parabole arhiereilor și farizeilor, zicând: Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său și a trimis slujitorii să-i cheme pe cei poftiți la nuntă, dar aceștia n-au voit să vină. A trimis iarăși alți slujitori zicând: Spuneți celor chemați la nuntă, iată, ospățul meu e gata, taurii și vitele îngrășate sunt tăiate și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei nu au luat în seamă și au plecat, care la ogorul său, care la negoțul său, iar ceilalți, prinzându-i pe slujitorii lui, i-au batjocorât și i-au ucis. Atunci regele s-a mâniat și, trimițându-și oștile, i-a nimicit pe ucigașii aceia și a dat foc cetății lor. Apoi le-a zis slujitorilor săi: Nunta e gata, dar cei poftiți nu au fost vrednici. Mergeți așadar la răspântiile drumurilor și pe câți îi veți găsi, poftiți-i la nuntă. Și ieșind slujitorii aceia pe ulițe, i-au adunat pe toți pe câți i-a găsit, și răi și buni, și s-a umplut sala de nuntă cu oaspeți. Dar intrând regele să-i privească pe oaspeți, a văzut un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și i-a spus: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a rămas fără glas. Atunci regele a spus slujitorilor: Legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul cel mai mare din afară, acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Cum va fi în viața de apoi? Cum va fi în viața veșnică? Aceasta e o preocupare a noastră, a tuturora. Cred că toți ne punem această întrebare, mai devreme sau mai târziu, mai des sau cu mai puțină frecvență. Ce va fi în viața veșnică? A da un răspuns cu punct și virgulă este o pretenție absurdă, dar a da un răspuns folosind cuvintele lui Iisus, aceasta este calea cea mai sigură de a mulțumi inima noastră. Așadar, cum va fi împărăția cerurilor? Iisus le spune această parabolă arhiereilor și farizeilor, încercând să le explice cum va fi în această împărăție. Un rege a făcut nuntă pentru fiul său. Și aici ar vrea să mă opresc. Nuntă pentru Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, poate de multe ori se confundă o față serioasă, tristă, cu o inimă veselă. Nu există așa ceva. Pentru că omul transmite în afară ceea ce are înăuntru. Ori împărăția lui Dumnezeu este asemănată cu o sărbătoare, cu o nuntă,
Cum poți să mergi la nuntă trist? Cum poți să mergi la nuntă fără să ai măcar dorința de a trăi bucuria? Cum poți să te pornești la drum cu o față de înmormântare? Cred că ai greșit drumul, frate drag. Evanghelia de astăzi ne spune că împărăția lui Dumnezeu este ca o nuntă. Nuntă între cine și cine? Nuntă între Fiul lui Dumnezeu și Sfânta Biserică. Sigur, este o imagine simbolică aici. Adică noi suntem mireasa mielului. Nu spunem la sfârșitul Sfintei Liturghii, înainte de împărtășanie, la liturgia euharistică, fericiți cei invitați la ospățul de nuntă al mielului. Adică noi, la Sfânta Liturghie, pregustăm bucuria ce ne așteaptă în veșnicie. Și toți suntem chemați la această bucurie. Și pentru a explica acest lucru, Iisus spune că acest rege a trimis de mai multe ori oameni, solii, ca să-i cheme pe oameni la nuntă. Hai, veniți la nuntă, ospățul este pregătit. Unii au răspuns din start, nu vreau, simplu. Alții au început să se scuze că trebuie să merg la ogorul meu, la afacerea mea. Sau nici măcar nu au vrut să asculte de acest îndemn de a merge la nuntă și i-a ucis pe cei care au dus mesajul mântuirii. Și ce a făcut atunci stăpânul, acest rege? A mers și a chemat pe toți. Haideți, că cei care au fost invitați, mai întâi nu au vrut să vină, așadar veniți toți și mergeți la toate intersecțiile și chemați-i pe toți pe câți îi veți găsi. Și un lucru foarte important aici, pe care aș vrea să-l reținem. Și au chemat pe toți, buni și răi. Și buni și răi. Pe toți i-a chemat la acest ospăț de nuntă. Iubiți credincioși, mesajul mântuirii, vestea cea bună, nu este doar pentru poporul ales, așa cum citim, știu, în Vechiul Testament, poporul Vechii Alianțe, ci vestea cea bună, chemarea la sărbătoarea veșnică, este pentru toți oamenii răi și buni. Dar este un lucru foarte important aici, anume, cei care totuși, răi fiind, dorind să meargă la nuntă, nu pot merge oricum, ci trebuie să aibă ceva anume, și anume haina de nuntă. Fără haina de nuntă, vedem că nu este primit nimeni în această sală a ospățului ceresc. Care o fi acea haină de nuntă? La ce se referă această haină de nuntă despre care vorbește Mântuitorul în Evanghelia de astăzi? Putem să ne gândim, de exemplu, la haina botezului. Nu spune preotul, după ce oferă haina albă celui botezat, ai devenit o făptură nouă și ai fost îmbrăcat cu Hristos. Această haină albă este semnul demnității tale, ajutat de cuvântul și exemplul celor care te iubeați, păstrează-o nepătată pentru viața veșnică. Oare aceasta să fie haina de nuntă? Cu siguranță că aceasta poate să fie haina de nuntă la care se referă Mântuitorul, pe care trebuie să o avem nepătată atunci când mergem la acest ospăț veșnic. Iubiți credincioși, îndemnul veniți, veniți este repetat de mai multe ori în Evanghelia de astăzi. Pentru că Dumnezeu nu se satură să cheme, Dumnezeu îi cheamă pe toți, veniți și voi, cei care sunteți un pic mai buni, care sunteți foarte buni, sau chiar cei care sunteți răi, nu stați, veniți, pentru că este loc pentru toți la ospățul veșnic. Nimeni nu trebuie să se simtă exclus, dar ascultând această chemare, nu poate să rămână rău, că se schimbă. Nu poți să mergi la nuntă trist și cu hainele murdare. Te speli, te îmbraci frumos și mergi la nuntă, având în inimă această bucurie a întâlnirii cu
mirele dumnezeiesc cu Mântuitorul nostru. Ascultând această Evanghelie, iubiți credincioși, să ne bucurăm și noi de faptul că am ascultat glasul acesta care a venit de sus, veniți, veniți, că este loc pentru toți. Și să cerem Domnului harul ca răspunsul nostru să fie unul pozitiv, adică să nu răspundem ca cei din tâi care au spus nu vreau, sau ca ceilalți care au spus că eu trebuie să merg, am ceva treabă, am un ogor, am un negoț, am ceva de făcut, ci să-i răspundem, da, Doamne, iată-mă, sunt aici. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni ne prezintă o trăire foarte frumoasă a Apostolului, pe care vreau să o împărtășesc la sfârșitul acestei predici. Știu și să duc lipsă și să am deprisos, toate le pot în acela care mă întărește. De multe ori spunem că nu pot să fac un anumit lucru, adică, mai ales gândindu-ne la cele sufletești, la cele spirituale, nu pot, am obosit, nu mai pot. Apostolul ne învață astăzi să spunem, pot în acela care mă întărește, adică Dumnezeu este acela care îmi dă putere să pot, că fără El nu putem face nimic. Adică, dacă ne simțim un pic mai răi, chemați fiind la ospățul mielului, să nu-i spunem acestui sol care ne este trimis, nu pot că am haina un pic murdară, ci pot pentru că Domnul mă ajută, pot pentru că El nu mă lasă niciodată, pot pentru că El mi-a oferit toate mijloacele necesare pentru a putea. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința noastră, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred Duhul Sfânt, Domnul și de viață, Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.